avem un alt oaspete de seamă care se ocupă de noi, de mediul public, de mediul privat. Este vorba despre domnul Dan Câmpean, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică din România. Bine ați venit! Mulțumesc mult! Îmi place că suntem disciplinați. O să mă încadrez în cele 20 de minute, dacă pun și cronometru. Așa. Aș vrea un pic să continui câteva din ideile pe care domnul general Rog le-a le transmis. În primul rând, să încep cu cea de descurajare. Mare parte din dumneavoastră aveți responsabilitatea să operați infrastructuri. Infrastructuri ICT, într-o mai mare sau mai mică măsură cu colegi SISO, să le protejați, să le mențineți reziliente și sigure și să protejați în cele din urmă reputația, operațiunile, finanțele organizației în care sunteți. Acum, prea puțin în lumea profesională reflectăm ce este în spatele unor incidente de securitate cibernetică ce este în spatele unor atacuri. De ce atacatorii îmi atacă organizația, îmi atacă infrastructura? Și ce i-ar face să nu îmi mai produc acele incidente, acele bătăi de cap mai mici sau mai mari pe care eventual organizația mea le are? În primul rând, discutând cu foarte mulți CIOs, CISOs, CEOs de organizații, din România și nu numai, am încercat să le pun câteva întrebări care mi mi să spun foarte justificate, de genul, aveți bugete suficiente pentru ce înseamnă departament IT, pentru ce înseamnă securitate cibernetică? În foarte multe cazuri, și depinde de la organizație la organizație, de la sector la sector, de la industrie la industrie, răspunsul a fost da, cam avem. Am plusat și am venit cu întrebarea următoare. Bun, le-ați consumat pe toate aceste bugete. Surpriză, surpriză, nu toate organizațiile și-au cheltuit bugetul dedicat IT-ului, bugetul dedicat măsurilor de securitate cibernetică în ultimul an, de exemplu, în 2022. Ceea ce pe mine m-a surprins. De ce, când toți plângem că avem nevoie de mai multe resurse, avem nevoie de specialiști, avem nevoie de licențe, avem nevoie de servere? Deci, paradoxal, sunt colegi care n-au reușit să cheltuie, să consume toți acești bani. Apoi, legat tot un pic de descurajare, să nu uităm, în momentul în care o organizație, în mod clar și indubitabil, dă mesajul: avem buget, avem o echipă, avem instrumente, suntem pregătiți, am făcut exerciții, avem backup-uri facem backup, and restore and business continuity, în disaster recovery și toată pleiada de măsuri pe care le știm. În momentul în care transmitem mesajul, schimbăm date, informații și cunoștințe cu colegi de breaslă din alte organizații ca să fim împreună sau individual mai bine pregătiți în fața unor atacuri. Aceste aceste elemente, s-ar putea să pară mici, s-ar putea să pară neimportante, se acumulează. Contribuie toate la acel element de descurajare în fața unor atacatori cibernetici. Acum, atacatorii cibernetici sunt o noțiune foarte, foarte vagă. Domnul general Rog a fost foarte explicit. Servicii secrete din țările A, B, C, D. Întrebare foarte onestă și foarte cheie. Pentru organizație dumneavoastră, împreună cu echipele pe care le aveți, așa cum sunt ele, mai mici sau mai mari, cu colegii din grup sau colegii la nivel internațional. Nu știu dacă ați făcut o analiză directă, onestă și realistică, cine sunt atacatorii dumneavoastră. Ce profilau, ce îi motivează, ce fel de informație, ce fel de aseturi urmăresc din infrastructura dumneavoastră. De ce menționez aceste lucruri? Apar foarte des în conversațiile pe care le am cu specialiști, cu management. Uh, și mă face să reflectez la următorul fapt. Până la urmă, este vorba de activități oarecum elementare. Să ne facem aceste teme, să ne facem analiza proprie de risc, să avem un inventar cât mai complet al tuturor aseturilor uh, IT pe care le deținem și pe care trebuie să le protejăm. Nu mai vorbesc de. <coughs> activități simple de genul vulnerability management, răspuns la incidente și în ceea ce mă privește și în ceea ce privește directoratul român de securitate cibernetică, raportarea unora din aceste incidente și către noi. De multe ori avem conversații cu lideri de organizații care mă sună, de exemplu, seara, de regulă, vineri sau sâmbătă, și spun, avem un incident, s-a întâmplat ceva, veniți și ajutați -i. Sincer, mi-aș dori foarte mult să vin să ajut cu multe luni înainte de incidentul respectiv, să discutăm ceea ce am povestit mai înainte. Elemente de reziliență, vulnerability management, backup, recovery și așa mai departe. O altă reflexie pe care vreau să vă mai, mai spun. Și domnul Roga a arătat pe, pe ecran câteva elemente. Ne confruntăm cu o proliferare a reglementărilor pe domeniul securității cibernetice. Deci, ce ați văzut până acum, că a apărut în România o mulțime de legi care aduc, pe de o parte, claritate, pe de altă parte, roluri și responsabilități pentru instituții guvernamentale pe care le vrem extrem de active, deci nu pasive și stând în turnul lor de filde și urmărind ce se întâmplă, le vrem foarte active, foarte implicate și foarte aproape de dumneavoastră, deci pe lângă această parte, apar, atenție mare, responsabilități legale pentru organizații de toate mărimile, de toate felurile, publice și private, și cam în toate domeniile. Deci, reglementarea, într-un fel sau altul, vine. Ce recomandare o dau? Nu mă pot abține, ca a fost consultant, să vă dau o recomandare. Nu lăsați acest aspect legat de reglementare, securitate cibernetică, doar în mâinile juriștilor dumneavoastră, în mâinile echipei de legal. Preluați inițiativa, urmăriți ce se întâmplă, cereți-le să vă pună la curent odată cu ce a adoptat România și cu ce se întâmplă la nivel european, pentru că acestea se propagă și cascadează foarte, foarte rapid, inclusiv la noi în țară. Și ca să o pun foarte direct, sunt costuri asociate. Asta e realitatea. Să nu ne facem nicio iluzie că toate aceste legi pe care le-ați văzut, adoptate deja la noi în țară, sau cele care vin de la Uniunea Europeană, Directiva NIS 2, Data Act, Cyber Resilience Act și așa mai departe, nu au impact și nu au costuri. Într-o mică sau mai mare măsură, aproape fiecare departament IT, aproape fiecare organizație, va trebui să facă ceva la un moment dat. Deci, o recomandare, începeți și bugetați, dacă nu ați bugetat încă. Cereți bugete suplimentare, utilizând și acest element suplimentar. Reglementări, legislație ne obligă. Evident, trebuie să aveți și oameni care să înțeleagă, oameni care să transpună toate acest text juridic în măsuri concrete, tehnice și non-tehnice, în proceduri, în echipamente, în în. în. <coughs> O altă, o altă reflexie pe care o am legată un pic de incidente. Deci, ce am observat? Sunt organizații care, evident, în momentul în care au un incident semnificativ de securitate cibernetică, primul reflex este: îl vom rezolva complet intern, să nu se știe de el. Ce pot să vă spun? 99% din cazuri în piață, se află. Deci, dacă ai avut un incident major, nu, nu vorbesc de cele triviale, web, site defacement și așa mai departe, dacă ți-a fost compromis un element de infrastructură, dacă un laptop al cuiva din instituție e preluat și utilizat de unul din țările acelea pe care domnul Rogle a menționat, și de acolo pleacă mai departe e-mail-uri de phishing sau atacuri de orice fel sau se exfiltrează date prin intermediul său, mai devreme sau mai târziu se află. Recomandarea mea în cazul de acest gen, evident, în plus față de controlul și limitarea efectelor incidentelor, documentațiile foarte, foarte bine, nu ezitați să le raportați în momentul în care aveți o obligație legală și mulți dintre dumneavoastră care sunteți ca organizații operatori de servicii esențiale, nu uitați, aveți obligație legală să raportați către directorat anumite categorii de incidente, cele care depășesc anumite limite, dar asta voiam să vă transmit, mai devreme sau mai târziu, colegii de Braslă, competitorii, autoritățile vor, vor ști despre aceste incidente. Deci pregătiți întotdeauna, e recomandare pe care o fac, pentru că nu ne gândim suficient, un plan de comunicare, știu că este o chestiune de public relation, de comunicare, de, care Aproape deloc nu este tehnică, dar imensa majoritate a colegilor cu care discut în IT, în security, nu au pregătit așa ceva. Iar în momentul în care se întâmplă, e panică totală și abia atunci încep să pregătească ce și cum și în ce fel au de, au de transmis sau de discutat. Deci, planuri de comunicare, exerciții și simulări. Recomandarea noastră este cât de multe puteți să absorbiți cu organizația dumneavoastră și puteți să organizați cu echipele pe care le aveți. Și, încă o dată, reprezintă un cost. Să nu fim naivi legat de problema asta. Și apoi, un lucru pe care noi îl încurajăm foarte mult, discuții formale sau informale, cât mai deschise și cât mai directe între specialiști. E foarte complicat, foarte dificil, pentru că mulți sunteți competitori. Și este extrem de sensibil să discuți probleme tehnice, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cum am rezolvat, ce fel de incidente, ce fel de atacuri am avut cu un competitor direct. Uh, nu este însă imposibil. Se poate. Uh, noi ne dorim de la directorat să facilităm genul acesta de discuții, cât mai mult putem și cu resursele pe care le avem, uh, care sunt modeste la momentul acesta. Dar este una din puținele căi care ne vor asigura cât de cât liniște și succes în domeniul acesta. <coughs> Încă ceva care voiam să vă mai menționez. Problema noastră comună, resursă umană. Toți ne plângem și ne văităm, nu avem oameni destui, nu avem suficientă experiență, expertiză în echipa noastră. Pe de altă parte... Acum depinde de organizație, vor fi și oportunități. Dacă ne uităm ce se întâmplă în Statele Unite, valurile gigantice de concedieri în lumea IT, la toate casele mari de tehnologie, care se vor propaga într-un fel sau altul spre Europa, ceva între 9, 10, 11, 12 luni, va dura până se propagă cu toată tăria până la noi, eu văd asta ca oportunitate, în mod foarte tranzacțional, foarte simplistic. Vor fi oameni buni în piață o recomandare pe care o fac suplimentar, mai ales pe domeniul cyber, începeți și pregătiți-vă să-i captați și să-i atrageți. Vor apare, vor fi echipe care ne vân, vor închide sau vor reduce mărimea echipei de cyber sau echipei de IT într-un fel sau altul. Nu vreau să sun, cum să spun, să aduc panică sau să sunt foarte, foarte negativ, dar cred că e o realitate. Pentru foarte mulți dintre dumneavoastră, însă asta va fi o oportunitate fantastică de a atrage nou talent. Deci nu ignorați și această componentă, acest element, oportunității de atragere a resursei umane. Noi la directorat, poate mulți dintre dumneavoastră știți, tocmai am lansat acum o campanie de recrutare. Deci publicăm pe toate canalele anunțuri și încercăm să setăm un pic de standarde. Și ca să vă ajut și să vă ajutăm, o să vă spun un secret, am publicat și fișele de post, job descriptions, în full. Deci mergeți pe site la noi și le luați ca să le puteți folosi să vedeți cam ce fel de standard vedem noi pentru echipe de tip XIRT, pentru echipe de tip SOC, pentru IT infrastructure manager sau analiși sau administratori, pentru echipe de tip open source intelligence, incident responders și așa mai departe, toată pleiada. Eu zic că sunt destul de bune, și vor ajuta un pic, și vă vor da un pic de inspirație, și dumneavoastră, pentru echipele pe care vreți să le, să le atrageți, sau să le creșteți, sau să, le, să, le, să continuați să le aveți. Acum, un alt, un alt punct pe care voiam să-l mai ridic, și o recomandare pe care vreau să o fac. Noi, la directorat, am făcut un, o estimare la nivel România a costului un eveniment semnificativ de securitate cibernetică. Costul pentru organizație. Organizație standard. Deci este o medie a mediilor, ca să spun așa. Și concluzia la care am ajuns 150.000 de euro pe incident. Cam acesta e costul pe care noi l-am estimat pentru a repune în funcțiune infrastructuri, pentru a restaura procesele, tot costul intern sau și al consultanților externi implicați în a face tot clinapul, ul toată investigația și toată analiza post-mortem care trebuie făcută și documentată, plus bătăile de pe cap pe care eventual noi directoratul o să dăm, că o să vă întrebăm foarte, foarte în detaliu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, ce măsuri ați luat și așa mai departe. Deci toate astea acumulate, media este 150.000 de euro, deci undeva la 750.000 de lei. Recomandarea este: încercați să faceți o estimare proprie a diverselor categorii de uh, incidente cu care vă confruntați, ca să le folosiți în business case-uri foarte bine documentate, uh, din nou, pentru a cere buget. Foarte, foarte important. <coughs> Mesajul pe care eu îl dau multor uh, factori de decizie, multor colegi, este destul de simplu și simplistic. Este mult mai simplu să-ți angajezi unul sau doi oameni buni, decât să suporti costul unui singur incident. Deci, dacă ai evitat un incident semnificativ, ca organizație, ca echipă, practic ai un business case foarte solid. Oamenii așa au scos banii, nu mai vorbesc de costurile legate de reputație, pe care le putem cuantifica foarte, foarte greu. Iar mulți dintre dumneavoastră, care sunteți în businessuri foarte, foarte dinamice, foarte active, înțelegeți foarte bine acest lucru. Reputația, știți cum se spune, o construiești în 20 de ani și se distruge într-o zi. Dacă vrei să-mi pui întrebări, mai avem trei Exact, da. Mulțumesc. Am, am intervenit pentru că uh, sunt totuși câteva întrebări pe care aș vrea să vi le, să vi le pun, domnule director. Mulțumesc foarte mult pentru uh, alocuțiunea. Am o curiozitate. Apropo de telefonul la care vine vineri seara, vineri noaptea, când toată lumea e în club și. Presupun că cetățenii răi penetrează sau se întâmplă niște atacuri. Presupun că nu vă sună CIO sau CISO, ci vă sună directorul general sau cineva din bordurile companiilor. O să vă spun foarte onest și direct și deschis cum se întâmplă. De regulă mă sună cineva foarte paralizat de groază, care nu este top management. Sunt mânuțe mai mititele către care a fost delegată sarcina aceasta. Luați legătura cu directoratul și cereți ajutor. Evident, prima reacție este mulțumesc, ne ocupăm, închid și sunt direct la vârf. Pentru că eu nu așa consider, este responsabilitatea principală a liderilor unei organizații să se ocupe și, atenție, să fie informați de incidente de securitate cibernetică. Am avut cazuri foarte multe în care Chief Information Officer era informat, echipa de IT era informată, SISO era informat, ceilalți din echipă, Chief Executive, Chief Operation, Chief Financial, dormeau foarte liniștiți în acel weekend. Cred că e foarte, foarte important să li se transmită mesajul avem o problemă comună, nu este doar o problemă a IT-ului, a echipei de securitate. Este o problemă a întregului management. Bun. Este foarte clar că, așa cum spuneți și ați, cybersecurity înseamnă costuri. Reglementările înseamnă costuri. Reglementările în zona de cybersecurity este cine nu înțelege foarte bine acest aspect. Este vorba despre departamentul IT sau zona de upper level, de C-level, de borduri? Adică nu vreau să pun sub forma de nu înțelege. Există până la urmă, așa cum spuneați, orice atac cibernetic până la urmă înseamnă niște pagube în PNL importante, care poate să fie chiar foarte mari. Există un, un decalaj, adică unde este o, gap de de understanding, să zic? A, a, aș putea să spun, de fapt, veștii sunt destul de bune în zona asta. Cuvântul cyber e din ce în ce mai mult în top 3, top 5, top 10 al priorităților pentru echipele de management și pentru board of directors, consider de administrație sau cum se numesc ele. Deci, cred că există un pic de conștientizare și de înțelegere, dar atenție mare... Nu este o aliniere suficientă între membrii echipei de conducere. Deci aici sunt observăm că am întotdeauna, evident, interese, viziuni divergente, cei de la financiar nu vor să cheltuiască, chief operating officer nu conștientizează cât de dependenți sunt de tehnologiile digitale. Deci e vorba de necesitatea unui dialog mai strâns între membrii echipei de conducere. Dar cred că la acest moment, și asta spun analiștii, 70-80% din uh, management teams sau boards au cuvântul cyber în topul priorităților organizațiilor. Și asta e un semn foarte, foarte bun, dar, evident, nu e nevoie să-l facem să devină prima prioritate, sunt altele, business-operaționale, mult mai importante, probabil, dar uh, trebuie să capitalizăm un pic pe chestiunea asta și asta se poate face doar prin dialog mult mai strâns. Deci nu e o ruptură, e doar o nevoie de... Dialog mai mult? De dialog. categoric. Există, până la urmă, bordul, na, E foarte greu să dovedești, are adică chiar să dovedești, să explici, până la urmă, cuantifici, până la urmă, riscurile cibernetice. Din perspectiva, ca ultima întrebare, a sectoarelor de activitate care sunt mai vulnerabile în, în România, cel puțin la asigurarea rezilienței cibernetice. Adică bănuiesc că băncile stau foarte bine, probabil că și sectorul energetic. Care ar fi cele mai vulnerabile, să spunem? De departe, sănătatea este sectorul cu maturitatea cea mai mică, așa observăm noi, unde au nevoie de absolut tot ajutorul din lume. Deci au nevoie de buget, au nevoie de specialiști, au nevoie de atenție și, atenție mare, au nevoie să înțeleagă, în primul rând, că sunt riscuri de natură cibernetică, să înțeleagă că sunt incidente, sunt atacatori. Deci, dacă ar fi să spun, prioritatea noastră cea mai mare, ar trebui să fie sectorul sănătății cu cele câteva sute de spitale și clinici pe care le avem, în care doar puține au un nivel de maturitate rezonabil. Mulțumesc foarte mult, domnul director Dan Câmpean. Vă mai așteptăm. Bun. Stăm bine.